Pentru că videoclipurile mele sunt despre a trăi emoția, fie ea de nervi, fie ea de supărare, fie ea de, nu știu, bucurie, de să râdeți în mare parte din timp, să vă simțiți bine, o să pun și acest videoclip în care eu am greșit, pentru că eu nu intru pe alte servere, vezi doamne, să țin cont greșelilor fondatorului, staffului, helperului și așa mai departe, sau jucătorului, ci doar să ne jucăm și să ne simțim bine și bineînțeles că și eu greșesc și mereu mi-am asumat treaba asta, eu nu sunt aici pentru a face hard roleplay, sunt strict pentru a vă distra și atâta tot, tocmai de aceea în videoclipul de astăzi am comis-o și eu n-am de ce să zic, pentru că am comis-o, dar este o situație, a fost o situație destul de ciudată la mijloc, nu vreau să pun secvențele în care stăteam, dădeam del și vedeam că adminii stăteau cu un clipul pe mine, oricum am observat că oamenii nu mă suportau, nu știu care era faza, eu cel puțin asta am simțit ca jucător stând cu un clipul în continuu, în continuu după mine, bă, barem dacă stai și tu, bă, să nu apăs home sau del și să-ți văd ID-ul lângă mine, știi? Dar, mă rog, ideea este că omul s-a dat, mi s-a purtat aroganț așa, ieftină, s-a dat jos din un clip, nici n-a vorbit cu mine, să înțeleagă puțin că a fost o situație, o să vă dați seama și dacă rămâneți până la final o să înțelegeți ceea ce am explicat și lor. A fost o situație și poate puteam să găsim o cale de mijloc, chiar dacă n-am procedat deloc ok. Dar ce pot să zic? Al doilea videoclip pe ziua de astăzi, la celălalt am strâns în 3 ore 300 de like-uri, mi se pare incredibil. 27.000 de abonați, încă 3.000 și dăm și noi drumul la vloguri și la alte chestii, sau mă rog, la noi serii pe acest canal, ok? Bun, vă pup, fratele, vă aștept pe Discord-ul serverului meu de 5M, discord.gg/fupororp, îl aveți în descrierea acestui videoclip și ce să zic, astăzi cel mai probabil o să pun o opinie, unde vă aștept acolo să votați pe opinions, ok? Like, subscribe, cât mai multe subscribe-uri și comentarii. Pup, pa! 2056. Faci? Astăzi nu cred că a fost ziua ta norocoasă. De ce? Păi, ți-o pare că ești cam obraznic? 2056. Adică? Păi tu umbli cu hack-uri din astea, băi, bulangiule. Adică umblu cu hack-uri? Cu hack-uri? Băi, a... Te drecu, stai, ia uite. Nu prea e ziua ta norocoasă, regele meu, azi, nu? What? Nu prea e ziua ta norocoasă astăzi, nu? De ce? Păi nu ți se pare că ești cam obraznic așa? Hacker. Hacker, nu? Zi, mă, nu... Vezi că băiatul ăsta e hacker. Eram singur pe clădire, se spunează în spate mea. Bun. Băi, prost. Bă, animalule. Băi, ești prost? Bă. Dar tu așa conduci, mă, intri noi așa, ia dăm tu asigurare. Păi a intrat în spatele meu, mă, nu Sirius, ia taci bălăria, a intrat în spatele meu, mă, omule. Unde, mă, omule, mă, a intrat în spatele mașinii mele. Nu, e, mă, frate, e de la roaba ta, dar i-a căzut bările. Mi-ai zis că... Bă, dar tu ce ești tu, mă, cu tiga aia asta, ta, mă, ești? Ia dă-l bălăria, da, da. Ce vrei asigurare pe tot omul ăsta? 1.000.000. A, că mai e cealaltă cotar, bă, te joc în picioare. Păi vrei să-ți dau asigurare sau? Păi da, dă-mi asigurare. Știi și-o mai oleacă mai frumos. Mai oleacă mai lângă mine, vino, mai oleacă lângă mine. Nu, te dai jos și-mi dai banii în mână. Te dai jos, mă. Mă, frate, îți deschid geamul și vrei, dacă nu, bine, dacă nu, salut. Păi te prind și te căpăcezi, mă, nu-ți-e rușine. Dacă te prind, te joc în picioare. Bă, du-te, drag. Da, bă, ia du-te jos, să vezi ce pumni în capul dăuiți. A, băga-mi, ești pula în gurată. Tu-ți gura. Și eu l-am luat, dar a făcut VDM, a făcut power, îl doare în pula. Doare în pula. Da, să dăriți. Aaa, băga-mi aici pula în gura ta, tu ești ăla care... Ăla-i, mă. Nici nu tram pe dreapta, mă. Ăla-i. Ăla-i. Dar mă dau de aici jos la el. Și-l bat. Da? Bă, fii atent, pregătește. Ăla-i. Spune să trăiți. Trăiți. Bă, băgă-mi și pula în gura ta. Tu nu ești ăla futu-s gura mătii care a intrat în mașina mea. Da, da, viitoare să-mi dai asigurare. Nu ești ăla care a intrat în mașina mea și faci prostii, mă? Ia uite și pe asta. Ce de aia pe rumul? Alo? Nu-i de gen prost, hai să vezi. Ca să vezi. Păi, ești ok? Bă, stai așa. Bă. Dacă ne trebuie de dovadă, nu cred că are. Papă rău, dacă ne trebuie de dovadă, n-are sigur. Abuz, a plecat, nu? Da, a plecat. Abuz.
Salut. Tu ești unul din aia care stai cu noclipul pe mine, știu destul de bine treaba asta. Și am și eu, ascultă-mă și pe nem. Dar fără să ți-i pui încă mă aud dublu la tine. Ideea e fix în felul următor. Eu ți-o zic din perspectiva mea, nu ți-o zic, bă, dacă nu vrei pe unul pe serverul tău, chiar dacă el nu face nimic. Mi se pare bărbătesc și cinstit să vii să zici, bă, uite, eu nu cred că eu știu că treabă cu tine. Nu, hai să-i explic o secundă. Știu că am un server poate de căcat sau nu, știi? Și poți să arăți niște puncte că, uite, ăla sta cu noclipul pe mine, tu, ID36 și ăla care s-a dat din noclip, de când am intrat pe server până în momentul de față a stat cu noclip pe mine. Bulangiul ăla de polițist, că era cu noclip pe mine, când ăla a intrat în mine, ne-a jurat și a făcut VDM pe care l-am bătut noi acum. Nu i-a zis nimic. Acum că m-am dat jos la el, i-am dat doi pumni, ăla îmi dă mie jail, fără să-mi zică nimic, fără să dă din noclip și îmi dă muistul ăla. I-a pus de grad. Păi bă, frate, pe voi vă faceți, dacă tu în momentul de față o să alegi în continuare, ascultă-mă puțin, o să alegi în continuare să nu-l tragi pe ăsta și eu să vorbesc cu el și să-l fac să înțeleagă ceea ce a greșit. Și tu nu-i dai bani și în continuare faceți, că ăsta e un gest prostesc, să stai cu noclip pe mine în condiția în care nu fac nimic, eu l-am bătut pe ăla de prost. Știi? L-am bătut pe ăla. Din simplu fapt că a intrat în noi și a făcut VDM. Ăla n-a venit, nu mi-a zis nimica. Bă, nimic. Ai o filmare, de ce l-ai bătut, nu știu ce. Și stați cu un clip pe mine de când am intrat pe server. Dar ce dreacu e asta și tu și ăla și... Eu n-am stat, eu am stat 2 minute acolo când v-ați bătut la parcaj și după aia m-am dus. Și ID36 la fel, numai de când am intrat pe server ăla stat cu un clip pe filmare. Eu pot să-l sancționez pe băiatul ăsta acum cu... Trage-l un puțin aici. Trage-l puțin aici. Stai că îl trag. Și lasă-mă pune să vorbesc, salut frate, lasă-mă pune să vorbesc cu el. Așa. Dar eu nu-l văd pe el, să știi, că probabil eu am făcut tichet și... Dacă i-ai dat TP aici... Așa, gata. L-am băgat în virtual. Salut fratele meu, mă auzi? Salut. Băi băiatule, dacă tu nu mă suporți pe mine, înțelegi? Poate că nu, sau nu știu, ți-e rușine. Cum mă, băiatule, te rog. Dar cum vrei să te iau? Cu băi regele meu sau cum vrei să te iau? Păi nu, dar nu cu băi băiatule. Păi dar n-am altcumva cum să te iau pe tine când tu strici tot cheful unui om de a să juca pe un server. Tot cheful tău? Da. Păi spune și mie, de unde până unde, el te la frumos, lasă-mă puțin, el te la frumos acolo. Dacă ai fi venit, ascultă-mă o secundă, dacă ai fi venit o secundă să mă întrebi, bă, de ce l-ai bătut sau bă, ce s-a întâmplat? Fără să strigi roleplay-ul, fără să intervii tu, că tu stai cu noclipul pe mine de când am intrat eu pe server și am mai degrat, ai prietenul tău și ce pula mea e. Nu eu. Înțelegi? M-auzi? M-auzi? Scuze-mă, stai că nu te-am auzit. Zi din nou, te rog, că nu te-am auzit. Așa, eram pe acolo, nu eram eu cu noclipul, de nu știu când pe voi. Eu abia m-am băcat să mă noclip că nu mai aveam ce face. Și l-am văzut pe acolo, pe domnul ăla, pe polițist, că se dă jos la din mașină, frumos, bună seara. Nu știu cum. Și te dai tu jos, bună ziua și la pumni așa. Păi ok, și ai venit, motiv, ai venit. Păi de unde știi tu că nu l-am luat cu niciun motiv? Tu știi că l-am trecut a făcut VDM, refuz roleplay și alte căcaturi cu noi cu 5 minute înainte să ne tragă din nou pe dreapta. Știi lucrul ăsta? Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat? Da, cred că da, 1-4. Da, ăla e Bogdan. Bogdan. Bă, avea vocea ca ta și aceeași mașină, fix cu 5 minute înainte să mor. Nu avea aceeași mașină, spun că el avea Mustang-ul, că știu ce umbla. Păi și tu n-aveai tot Mustang? Bun, nu, era Camaro. Sunt două mașini diferite. Mă rog, arată să mor eu dacă nu l-am. În fine, bă, ca idee așa, noi, dacă venea adminul, eu cu admin am o problemă. Care e adminul aici? Puh, toți. Cred că te rog, că avem un tichet mai... Păi dar ca să înțeleg. Mamă, îi dau Angelii, lasă conti pe roleplay-ul. Nu mai avere, lasă să fac 40 check-uri, că mie nu-mi plac chestiile astea. Dar nu e, dar... De ce vreau spre server? Bun, a greșit polițistul, îi faci lui tichet separat. Dar da, pe de asta mă, n-am vrut să-i fac reclamație. Păi nu m-a deranjat că mea, dacă într-adevăr și dacă ar fi intrat în mine, n-ar fi tot de sancționat, să zicem că ai fost ăla, înțelegi? Tot de sancționat aș fi fost și eu și el. Doar că mă deranjează când vine din nou clip și așa, acum da, a fost o confuzie 100%, bă, gen, la modul ăla 100%, știi? Adică e... Ca și cum mâine vine unul să pișe în fața ta cu, mă rog, la gardul tău cu aceleași haine, cu același tot. Și mâine vine altul, doar că ăla nu-i negrot, e alb, știi? Și ăla primul era negrot, mă rog, în fine, am dat un exemplu, la modul ai înțeles tu. E fix coincidența aia pe care extraordinar de puțin poți să-ți dai seama de ea, că bă, știi, nu e ăla asta. Trai oricum, că n-a făcut sau nu a făcut, că erai tu sau nu, că era ăla sau nu era ăla, că ești tu.
Tot eram de sancționat aici, tot am făcut RDM, tot am făcut... Da, bro, dar fii atent, deci nu înțeleg ce ți-a venit așa să te dai jos, să-l iei la punct. Păi ți-am zis. Da, pentru că a intrat în noi, a dat cu mașina peste noi, ne-a zis cotoarbe, tot felul. Cotoarbe. Da, nu știu, ai de urșchită, mai știu ce faci. Păi de asta zic, nu de alt motiv, că dacă voiam să-i fac tichet, îi făcea și-și lua jail mult. Dar eu zic așa, m-a deranjat că ăsta și cu ăsta, unde-i mă ăla, ăsta, deci... Da, ăsta, deci stă cu un clip pe unde de când am intrat pe... De când am intrat pe... Eu stau doar așa, să mă uit de fan, eu nu te sancționez, ai văzut... Staff chat, că cine, nu de câte cine ori făceai așa și făceai pe Giuri, ai văzut că n-am ieșit niciodată să te sancționez, ai văzut? Nu știu, pentru mine e deranjant să mor eu, că știu că știți că filmez și așa mai departe. Și stați cu un clip pe mine și imediat dă din un clip, nu știu frate, eu cel puțin, având în vedere că și eu lucrez la un server și așa și am avut, n-aș tolera astfel de comportă, dai jos și nu-i, bă, ok, oricum eram de sancționat, știi? Bă, dar poate făceam un ticket, poate îl trăgeam pe polițistul ăla, știi, și de dragul lui ăla... Da, e greșeala lui, De așa, și adminul a greșit și eu sunt 100% convins că am greșit, nu zic că... Bă, ți-am zis că era ăla care a intrat în noi și așa și mă dea în jos și îl băteam, tot greșeala mea era și a lui. Dar ți-a vă seamănă vocea este matură, înțelegi? Și mașina să mură, dacă n-ai zis că ea e fix aceeași. Că ce dracu, dacă știam că e altul... Nu mă mai... Da, frate, nu, fii atent aici. Chiar aștept să postezi tu, dacă postezi clipul ăsta, dacă filmezi, nu știu dacă filmezi. Nu filmezi. Pentru că sunt sigur că și tu ai multiple greșeli și când erai cu tirul. Da, bă, atât da. Atât am avut de spus. Deci nu poți să... Stai, cu tirul n-am făcut nimic. Păi, tu ești perfect, tu nu faci... Nu, n-am zis niciodată treaba asta. Mi-am zis că sunt handicapat și un retardat și un failer și un prost. Nu, că știu, că am văzut și în clipuri, dar vreau să spun așa. Și chiar aș vrea să-mi postez și partea asta. Dar nu am filmat. Bun, ok, asta este. Hai, eu mai am puțină treabă. Băi, te sunt tu decizi acum dacă îi dai. Scoteți-mă din VV sau dați-mi respawn, Dar da. nu-i nevoie să-mi dai Angel, eu doar ți-am zis că m-a deranjat, că bă frate să mură dacă nu, că e a treia oară când intru pe serverul ăsta, tot staff-ul stă cu un clipul pe mine, coi. Bă, e a treia oară la rând. Uite, o să-ți dau Angel, dar eu ți-am zis, eram cu un clipul că n-aveam ce face și n-a să dat. Nu, dar am greșit. Eu nu sunt sau de asta, știi? Eu am greșit. Dacă îl dorește să spargă gașca, că gen, el o greșește și a staff-uri pentru ce vorbim. Nu mă, nu, lasă așa, nu-i da staff-uri, lasă-mă la gel, că oricum am făcut fail acolo, dă-mă dreacu că sunt failer în terminat, dar zic doar așa că, bă, mor, bă, frate, când ieși din nou clip, nu întrebi nimic. De Angel, de Angel.